Stăm de vorbă în aceste momente cu medicul Tudor Ciuhodaru. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. Domnule doctor, explicați-ne, vă rog mult, pentru cei care nu sunt familiari cu această boală, cum se manifestă și care sunt primele semne la care ar trebui să se ajungă la medic. În primul rând, vă atrag atenția că receptivitatea la această infecție este maximă între 2 și 5 ani, iar riscurile sunt crescute la cei neimunizați, copii, gravide, cei cu deficiențe imune sau cei care nu au respectat corect schema de vaccinare și rapel și în sezonul rece. De aceea, orice angină cu depuneri pe amigdale va necesita examinări bacteriologice pentru difterie. Mai ales că diagnosticul se bazează în general pe această anchetă epidemiologică, pe contactul cu o persoană care ar putea să aibă boală sau cu un tușitor cu o infecție respiratorie acută, pe examen clinic, pe datele de anamneză, mai ales într-un istoric în care vaccinarea nu apare sau schema de vaccinare este incompletă și, evident, pe datele paraclinice. Vorbim despre o boală acută, infecțioasă și contagioasă specifică doar omului, caracterizată prin inflamație fibrinoasă la poarta de intrare, intoxicație și complicații multiple, cardiovasculare, neurologice și renale și printr-o evoluție deosebit de severă, potențial letală, produsă către de bacilii difterici toxigen, coline bacteriei uterine, bacilul de flor. Depinde de calea de transmisie este variată, iar cea aeriană este cea mai frecventă. Prin acele picături de salivă, secreții nazofaringiene infectate, particule de praf contaminat sau prin contact cu persoanele infectate și de aceea atenție la mâini și la obiecte, la jucării și veselă. Sau alimentele contaminate, bacilul este foarte rezistent în mediul extern la uscare și temperaturi scăzute și poate rezista chiar până la 2-3 săptămâni pe obiectele contaminate și chiar până la 5 luni în sol, mai ales dacă acesta este uscat. Există o categorie de vârstă care este mai expusă? Vorbim despre dispariția imunității pentru că trebuie făcut rapelul corespunzător, iar copiii, cei cu imunodeficiențe, gravidele, pot face cu mare ușurință boala. De principiu, țineți minte că din istorie această boală a fost descrisă drept garotilo sau difterie. Garotilo era acel ștreang al sugrumatului, adică apare dispnea, insuficiența respiratorie, durerile în gât, iar difteron vine de la membrană. Acele membrane albicioase apărute pe amigdale care se desprind cu greutate și la sezon sângerânte sunt caracteristice. Noi ar trebui totuși să fim atenți la modalitățile de prevenție pentru că întotdeauna este mai ușor să previi decât să tratezi. Așa că educația pentru sănătate este esențială, acele reguli minimale de igienă și comportament. Și știți că proiectul meu de lege privind educația pentru sănătate este în Parlamentul României și vom face joi o rezoluție prin care educația pentru sănătate va fi accesibilă în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Mulțumesc foarte mult, așadar fiți foarte atenți la toate aceste semne și prevenția este mai importantă decât orice, așa cum spune și medicul Ciuhodaru.